În ciuda unei ipoteze mai vechi, conform căreia trăsăturile de personalitate rămân relativ neschimbate la presiunile mediului înconjurător, rezultatele unui studiu arată modificări semnificative statistic în personalitatea indivizilor în pandemia provocată de COVID-19. Conform ziarul evenimente.ro, un ultim studiu efectuat de cercetătorii de la Colegiul de Medicină al Universității de Stat din Florida, Statele Unite, arată că pandemia de COVID ar fi putut modifica cursul personalității indivizilor, în special la adulții mai tineri. În acest nou studiu, oamenii de știință au folosit evaluări longitudinale ale personalității pe 7.109 de persoane înscrise într-un studiu online. Rezultatele au arătat că au existat totuși scăderi ale extraversiunii, deschiderii, agreabilității și conștiinciozității, când au fost comparate datele de personalitate între 2021-2022 cu cele prepandemice. După ce modificările au fost moderate în funcție de vârstă, studiul a relevat că adulții mai tineri au manifestat o maturitate perturbată sub formă de neuroticism și scăderea gradului de agreabilitate și conștiinciozitate. În timp, grupul de adulți în vârstă nu a prezentat modificări semnificative. Dacă aceste schimbări sunt de durată, sugerează că evenimentele stresante la nivel de populație pot altera oricum traiectoria personalității, în special la adulții mai tineri, au concluzionat autorii studiului. Autorii au notat că a existat o schimbare limitată de personalitate la începutul pandemiei, dar schimbările au fost izbitoare începând cu 2021. Personalitatea tinerilor adulți s-a schimbat cel mai mult, înregistrând creșteri marcate în ceea ce privește neuroticismul și scăderi ale gradului de agreabilitate și conștiinciozitate. Astfel, adulții mai tineri au devenit mai capricioși și mai predispuși la stres, mai puțin cooperanți și încrezători, și mai puțin reținuți și responsabili, relatează ziarul evenimente.ro.